Zilele trecute, câțiva polițiști locali au fost surprinși fără mască de un cetățean care s-a prezentat la poliția locală din Roman pentru a face o sesizare. Bărbatul i-a filmat cerându-le explicații cu privire la lipsa măștii de protecție. Unii dintre ei au avut însă un motiv pentru care nu respectau restricția. Ei spun că fie masca fusese abia aruncată pentru că trecuseră 4 ore de la purtare, fie abia ajunseseră la locul de muncă. Haideți frumos să legitimați pădăm să se dea sancțiune. Chestia la poliția locală. N-are mască. Iau, are spray, n-are mască și cătușe. De ce nu purta domnul mască? Bine. Iau, deci, dumnealor ne cere nouă să avem mască. Uite ce tot eu, bă, eu. Ia stai să-mi stai după. Domnule, de ce nu porți mască, domn? Pentru că dumneata, sunt sigur că ai sancționat cetățenii că n-au mască. Și da, parcă te-am văzut ieri de dimineață, nu, alaltieri. Tovarșul polițist. Deci nu aveți mască, legea 55, pentru dumneavoastră. Ce ai făcut? Ia! 4 ore? Da. Păi și eu port 4 ore. Da, și trebuie să schimb acum. Păi îmi dai dumneata? Aut. Domnilor, de ce nu aveți măști? Nu închideți ușa, de ce nu aveți măști? Bun, de ce să aveți măști? Pentru că, domnule, nu închideți accesul interzis publicului. Uite, alt. Domnule, dumneavoastră sunteți polițist, da? Sunteți polițist. Și că, uite, iar polițist. Sunteți polițist, da? Da. Haideți să-i dați amendă dânsului, că n-are mască. Vă solicită, mă, de expres. Și dumneavoastră îi dați dânsului. A. Păi am înțeles, dar de ce nu purtați măști? Uite, dânsul acum, da. Domnule, dă-i sancțiune, dă-i și domnului sancțiune. Domnule, dați-le sancțiune. Bărbatul a insistat ca polițistul local martor la toată scena să-i sancționeze pe cei doi colegi de-ai săi care nu purtau mască de protecție, însă acesta a afirmat că nu a văzut nimic. Domnule, n-are mască! Uite omul ăsta, n-are mască! Nu, omul ăla n-avea mască, ai constatat personal! N-ai văzut bine? O să vezi! N-am văzut pe nimeni! O să vezi și dumneata cum o să-ți primești pe legea 55, sancțiune!